a former and highly successful editor of New Scientist magazine, who actually built up New Scientist to great new heights, was asked, what is your philosophy at New Scientist? And he said, our philosophy at New Scientist is this. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. You can fuck off. You can fuck off. Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. În filmulețul ăsta o să vorbim de sau despre diferența dintre difuzoarele Hi-Fi, high-end, bla 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 și cele profesionale. Ca să înțelegem o dată pentru totdeauna ce le diferențiază și ce fac unele și ce fac celelalte. În primul rând, haideți să vorbim de difuzoarele de casă, ce sunt ele în stare să facă. Două lucruri vreau să vă arăt, uitați-vă la nenea surround-ul, hai să-i dăm un plus. Ăsta de aici e surround-ul, da, unde vedeți minus ăsta, pointerul de la mouse. Ăsta se numește surround, mulți zic suspensie, dar e greșit. Da? Ăsta de aici, așa, îl vedeți pe semirotund, ăsta e dâmburețel, există varianta și cu cauciuc. Ok, asta e una din diferențe care trebuie să le sesizați când vedeți surround-ul ăsta. Ăsta este un difuzor Hi-Fi, da? Și o să vă spun și ce face și ce trebuie să facă. Hai să-i dăm la PA la Toman. Boxe, componente pentru boxe, scuze dacă auziți și mouse-ul. Până mai devreme tăia un vecin cu drujba. Sper că a terminat benzina. Apropo, care ați văzut live-ul, sper că n-ați râs de v-ați crăcănat. Da, l-am șters, îl lăsam că nu am astea rușine ascunse. Ideea e că prea multă muzică cu drepturi de autor la 8:30 dimineața deja mă băzea YouTube-ul. Haideți să vedem un 15 inch, da? Cu toate că ăla din poză e de 250, dar nu asta e comparația. Și să ne uităm la poză. Ia uitați-vă aici cum arată surround-ul, da? Are două valuri, să zicem, da? E făcut din două, există și cu trei. De obicei, alea cu trei coboară mult mai bine. Hai să vedem, poate și găsim unul. Ăsta n-are sigur că e Eminence. Deci are două chestii aici și sunt din hârtie impregnată cu diverse, dar nu neapărat. Există și alte variante. Deci ăsta e primul lucru. Ia uitați-vă la asta. Ăsta nu e difuzor profesional, cât ar vrea el să-mi spună nenea Eminence. Da? Sau poate e, să zicem, un Hi-Fi mai răsărit, așa. Precision device. Deci sunt și cu 3, dar uite că nu-l nimeresc eu acum. Avem cu 2. Hai nenea, cu 3. Nu există unul cu 3. Ce facem aici? Da? Deci astea sunt diferențele. Acum ce face fiecare? Ia să vedem pe poză. Uite, ăsta are unul mare, unul mai mic. Da? Diferență. Nenea de casă. Ce poate să facă? Merg de obicei până în maxim 100 de decibeli. Da? Deci asta rețineți. Și sunt în stare să redea basul și la 10% din puterea aplicată pe el. Deci ele sunt făcute de casă. Dacă vrei să asculți încet și cu bas, să nu zic pufos ca audiofilii, deci încet și cu bas se poate auzi. Aveți amplificatoarele Hi-Fi și butonul de loudness care crește EQ-ul, da? Pe bas și pe înalte ar trebui, dar depinde cum e făcut. Așa. Deci ăla e făcut pentru a asculta la nivel mic, 10-20-30% din puterea amplificatorului și să-ți dea un pic de boost. Da? La un amplificator cu cap trebuie să iasă automat când începi să dai mai tare, dar nu obligatoriu. Și nu e bine să-l folosiți tare dacă nu iese automat loudness-ul. Ok, deci
Ele astea sunt făcute să facă. Nu s-aud tare, nu pot să audă mai tare decât un profesional, dar basul le redă, să zicem, cât de cât constant pe toată puterea, de la 10% până la 100%, să zicem, da? Deci ai bas indiferent că asculți tare încet. E, aici e diferența. Astea profesionale nu au bas la, aș estima eu, până la 70-80% din puterea amplificatorului, care trebuie corelat perfect cu, știți voi, filmulețele de în urmă, cu puterea difuzorului sau boxei. Nu pot să dea bas. Ele sunt făcute, da, sunt profesionale. Ele sunt făcute nu să lucreze ambiental, muzică, să poți să te înțelegi la masă. Nu, ele sunt făcute să dai în ele blană și abia de la 70, 80, 90% încep să dea și bas. Ok? Sunt făcute așa ca să poată să meargă, dacă ar începe să îți dea bas, să zicem, de la 10% la 80% iese cu totul membrana, da? Din difuzor. Deci ele sunt făcute să lucreze continuu la puteri mari. Asta e diferența între ele. Filmulețul mi-a venit în cap, m-a întrebat cineva dacă poate să pună un difuzor pe un subwoofer de 10 țoli luat de magazin, nu știu ce, de casă, da? De la un sistem 2.1 era subwooferul și vrea să-l schimbe cu un Beima de 10 țoli. La nenea Beima, într-adevăr, scria de la 40 de herți până la 4000, cred. Dar nu cred că mergea foarte bine pe bas. Dacă are bani, să testeze pe bănuții lui. Deci asta vreau să rețineți în filmuleț. Da? SPL mic la maxim. Deci când îl dăm maxim, are SPL mic până într-o 100 de decibeli, într-un caz fericit pentru boxele de casă. Dar basul este constant de la 0, să zicem, volum amplificator până la maxim. Da? Deci avem bas și la volum mic. Difuzoarele profesionale au bas doar la volum mare, la volum mic trebuie să le dai boost mai mult de 6-10 decibeli pe bas ca să ai și bas și nu sunt făcute de ambiental, din păcate. Da? Decât dacă, să zicem, la, nu știu, doi sateliți, punem patru subwoofers și atunci putem să ascultăm și ambiental, că subwooferii își fac treaba lor și la 10, 20, 30, 40% din putere. Cam ăsta e în filmulețul de azi. Dacă vreți să, o să mai fac un filmuleț cu răspunsuri la întrebări, că mai sunt câteva întrebări. Și dacă vreți să fac un live, eventual lăsați-mi în comentarii pe la ce oră să-l fac, să fie mai toată lumea acasă. Mare rugăminte, dați și voi un subscribe, băieți care n-au dat până acum. Un share ar fi super bine. Nu mă interesează neapărat banii din YouTube, că sunt vai de capul lor. Ceva gen, nu știu dacă sunt 100 de euro pe 6 luni, deci egal cu 0. Mă interesează, poate putem să obținem și noi o sponsorizare de la o firmă, mai primi și noi un difuzor, indiferent de calitate, exclus Mivarom, nu acceptăm sponsorizări de la Mivarom, deci vă trimit coletul înapoi. Cu cât sunt mai mulți subscriber, cu atât avem șanse să primim și noi ceva, să discutăm pe subiect. Da? O să încerc să iau de la muncă un sistem 2-3, nu mă lasă nenorociți ăștia să filmez acolo, așa e politica firmei, că puteam să filmez ceva sisteme, cum ar fi un Vertec de la JBL, care intră în două camionașe, dar eu vreau să-l filmez, nu să vă arăt o poză cu el, vreau să-l filmez și să-l și testez. E mai greu, o să încercăm. Boxele, sistemul meu, dacă asta o să-l iau și pe ăla într-o zi să-l filmez. Și apropo, care ați râs de jegul ăla de Omnitronic, să vă fie rușine. Glumesc. Ok, ne vedem la filmulețul următor. Bye bye. Mulțumesc mult de view-uri.